Ministerul Muncii a anunțat că au intrat în vigoare prevederile care asigură un ajutor social de 2000 de lei mamelor din categoriile defavorizate și care au născut după data de 12 aprilie 2024. Banii se asigură o singură dată pentru fiecare copil. Procedura de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mamele cu nou-născuți defavorizate, precum și mecanismul de implementare aferent, devin aplicabile odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Astfel, femeile care fac parte din categoria vulnerabilă și care au născut începând cu data de 12 aprilie pot beneficia de tichete sociale în valoare de 2000 de lei, care pot fi folosite pentru cumpărare de produse destinate îngrijirii nou-născutului. Programul se desfășoară timp de 4 ani, iar tichetul se acordă o singură dată pentru fiecare nou-născut. Pot beneficia de acest tip de sprijin mamele beneficiare ale venitului minim de incluziune, mamele cu dizabilități, mamele în situații critice, mamele fără acte de identitate, mamele minore și mamele cetățeni străini sau apatrizi din zone de conflict. Programul este finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și are un buget total de aproape 120 de milioane de lei. Tichetele sunt distribuite de autoritățile locale cu un termen de 90 de zile pentru ridicarea acestora. În situația în care copilul este lipsit temporar sau permanent de ocrotirea mamei în primele 3 luni de la nașterea copilului, tichetul social pe suport electronic poate fi acordat reprezentantului legal, care poate fi tatăl copilului sau altă persoană desemnată în condițiile legii.